Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă ați fost atenți la Evanghelie, Mântuitorul a pus o întrebare frumoasă. Dar nu 10 s-au curățit, cei 9 unde sunt? Deci, iată întrebarea esențială pe care Mântuitorul Iisus Hristos o pune de fiecare dată credincioșilor din biserică sau prin glasul conștiinței, dar toți ceilalți care ați intrat în sânul bisericii și sunteți mlădița lui Dumnezeu în parte, unde sunteți? Deci, la un moment dat, Mântuitorul iarăși folosește într-o Evanghelie un cuvânt greu. Nu vă cunosc pe voi. Iarăși, într-o altă Evanghelie, Mântuitorul spune, zice, până când voi fi cu voi, neam îndărătnic și viclean. Într-o altă Evanghelie, iarăși spune, cereți semne și semn vi se va da. Evanghelia de astăzi este o Evanghelie în care se relatează starea de păcat. Starea de păcat a poporului iudeu din acea vreme și a plăgilor care cădeau peste acest popor, și anume boala leprei, care era cum ar fi cancerul și sida de astăzi, dar ea se mai întâlnește și astăzi, chiar ca lepră numită fiind. De aceea și la țară, se spune vorba, zice, ce lepră ești, nu mai vrei să te îndreți. Deci se vede că este ceva greu vindecabil. Deci este ceva care nu se poate îndrepta ușor. Și Mântuitorul a ales în pericopa de astăzi, de la Evanghelistul Luca, care o relatează, a ales să vorbească despre cei 10 leproși pentru a arăta nerecunoștința față de Dumnezeu și atunci când suntem ajutați în probleme grozave, adică probleme grele, probleme care depășesc posibilitatea umană de a fi rezolvate în puterea noastră personală și atunci intervine darul lui Dumnezeu. Și aceasta să știe de-a lungul vieții creștine și fiecare dintre noi am trecut asemenea praguri, fie cu o închisoare, fie cu o operație grea, fie cu o naștere grea, fie cu un cancer greu sau tot ce mai este în lumea de toate zilele. Dar mai întâi de toate să amintim că aceste plăgi nu vin decât, cum spunea Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, pentru proasta chivernisire și economisirea tainelor lui Dumnezeu în popor, va fi morți și boale în norod. Deci cine va neglija sau va călca porunca a treia din Scriptură, să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert, sau dacă l-ai luat în deșert, să nu-ți iei plata ta, deci nimeni nu rămâne fără răsplată. Și spune că în momentul când a intrat într-un sat, l-a întâmpinat 10 bărbați leproși. Se poate, dacă vrem să fim atenți și vrem să citim la Teofilact al Bulgariei, el arată și tâlcuiește că cei 10 leproși ar fi închipuit decalogul călcat de poporul iudeu și care, oricât ar fi fost de bine instrumentat în vremea mozaică, nu era curat. Deci era cârmuit de niște oameni nesocotiți, farisei și cărturari, și totdeauna mi-aduc în minte istoria Susanei, care a fost prinsă în grădină și i s-a spus, dacă nu curvești cu noi, spunem că ai curvit cu altul. Dacă curvești cu noi, atunci te acoperim și nu mai știe nimeni. La care ea răspunde în Biblie, în Sfânta Scriptură, nu-i din reviste porno. Deci în momentul când ea hotărăște, zice, să fie un judecat a Dumnezeului celui viu și nu a oamenilor. Deci este învinuită, iar în clipa când trebuia să fie judecată, s-a arătat cel mai înțelept, Daniel, un mititel simpatic, și a spus așa, proroc, zice, ia despărțiți răi ăștia amândoi. Și îl dă pe unul deoparte și pe unul deoparte. Și întreabă, tu unde spui că a curvit? Sub smochin. Tu unde spui? Sub chiparis. Să cadă dreptatea lui Dumnezeu asupra voastră. Zice că sunteți mincinoși și fără de lege. Și spune că în clipa aceea a venit asupra lor pedeapsa lui Dumnezeu. Asta am amintit-o doar ca să vedeți cam cum era privit decalogul legii vechi. Deci era luată doar ca o formă instrumentală de ținere sub papuc sau sub mână de către legea veche a poporului iudeu, care de fapt tot era convertit și bălăcit în păcate, după cum și Ieremia spune, Ierusaline, te voi uita eu pe tine, zice, când bărbații tăi, zice, netează ca armăsarii după femeile aproapelui, zice, te voi pierde și te voi șterge. Citiți la profetul Ieremia plângerile. Mergând mai departe, spune că cei 10 leproși stăteau de departe și evident că omul păcătos să nu șadă aproape de Dumnezeu. Pentru că prorocul ăsta, David, în psalmi arată, aproape este Domnul de cei ce se tem de dânsul. Sau iarăși în psalmi spune, ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?
Deci atât aici nu era vorba nici de o răsplată, nu era vorba nici de o apropiere, ci stăteau de departe și care au ridicat glasul și au zis. Deci dacă au ridicat glasul, este clar că este vorba de o rugăciune sau de o îndurare sau de o miluire, zicând: Iisuse învățătorule, fie-ți milă de noi. Iată o formă abstractă a rugăciunii lui Iisus. Doamne, miluiește-mă! Sau Doamne, Iisuse, miluiește-mă! Sau Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne păcătosul! Deci se invocă automat puterea rugăciunii. Puterea rugăciunii, după cum bine știți, este de mai multe feluri și fiecare în harul și în slava lui sufletească are o anumită proporție sau putere sau căldură de rugăciune. De aceea și în Patericul Egiptean, cine a fost atent, a văzut acolo scris o istorioară frumoasă. Zice că un ucenic venind la Ava l-a întrebat. Zice: Avo, cum să fac să mă curățesc de păcat? Zice: Fiule, ai văzut cărbunele cât e de negru când îl scoți din foc? Poți să-l speli și cu săpun, poți să-l speli și cu dero, poți să-l speli și cu orice. El nu salvește. Dar în clipa când îl bagi în foc, își pierde negreala și se înroșește, devine străveziu. Și zice: Ce ai vrut să spui cu asta? Păi am vrut să spun că până nu va arde sufletul tău de dragostea lui Dumnezeu, nu te vei albi niciodată, zice, și nu te vei curăți. Veșnic vei sta negru de păcate. Deci iată, aceasta este învăluirea sau forma pe care au venit leproșii să o strige: Iisuse învățătorule, fie-ți milă de noi. Deci iată, este forma de invocare a lui Dumnezeu în rugăciunea de toate zile. Și noi știm prea bine câte forme de rugăciune sunt. Avem rugăciunea pentru cerere, de mulțumire, de slavă, de mărire a lui Dumnezeu. Și în general avem rugăciunea cea mai înaltă sau rugăciunea isihastă, despre care toți Sfinții Părinți spun. Este unirea omului cu Dumnezeu și a cerului cu pământul, dar cum? Printr-o curățire totală de patim și printr-o unire totală a minții cu Dumnezeu. Asta mai răluț, că e mai drăguț, nu oricine este în măsură. Și cum vă spuneam și altă dată, de la slănină și de la lapte și de la ou nu se prea luminează mintea. Pentru că toți Sfinții Părinți arată, trupul îmbuibat are mintea încețoșată. Și iarăși un cuvânt al Patericului spune: Ce fiule, de vei petrece într-o lenevire și multe mâncări, zice, niciodată mintea ta nu se va îndrăveni. Tot de la Ava Visarion. Și spune că văzându-i, Iisus le-a zis: Mergeți de vă arătați preoților. Ia ca unde dai tot de popa te izbești. Deci mergeți și vă arătați preoților. Se vede lucru că în Vechiul Testament arătarea la preoți era din două motive. Preoții erau și doctorii comunității, în ce măsură? Ei erau cei care aduceau arderile de tot și stropeau pe cei bolnavi cu sânge la jertfelnic pentru a fi curățiți. Întâi de ce? De păcatele lor. Dar nu exista darul iertării și a dezlegării ca în legea darului. Deci Mântuitorul tocmai aici vine nu să strice legea, ci să o completeze, prin faptul că îi trimite la preoții legii vechi. Mergeți de vă arătați preoților. Și mai departe decât atât, ei nu și-au dat seama, deci nu și-au dat seama că de fapt au în fața lor pe cine? Pe marele preot, pe arhiereul cel veșnic. Și spune, dar pe când se duceau s-au curățit. Era evident că binecuvântarea lui Iisus Hristos i-a curățit. Și când se vorbește de curățire prin Iisus Hristos, noi știm toate metodele. Este prin dezlegarea păcatului, adică la taina spovedanii, este pe calea rugăciunii, Simeon Tesalonicu, care arată de câte ori te rogi, de atâtea ori chem pe Dumnezeu în tine și împărăția lui Dumnezeu. Aici fac o mică comparație sau o mică parafrază. Și-au întrebat odată farisei: când va veni împărăția lui Dumnezeu? Și Mântuitorul le spune: împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut. Categoric, cuvintele Mântuitorului la Evanghelistul Luca. Și împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Deci iată de ce se spune că mergând pe cale s-au curățit. În clipa când ei au avut credința categorică că Iisus Hristos i-a vindecat, acel învățător pe care l-au rugat și l-au implorat, ei pe cale deja se îndoiseră între ei. Deci se îndoiseră între ei. Și când vă spun că se îndoiseră, o să vedeți de ce. Doar preoții ne-au scos din tabără. Pe vremea veche, lepra era o boală atât de periculoasă, neavând tratament, îi izolau. Îi țineau în anumite locuri, păziți, supravegheați, li se mai dădea mâncare și mureau acolo până să mănâncă de viu omul și rămâne un cadavru. Dar ei și-au pus întrebarea: noi mergem să ne arătăm preoților, ăștia nu știu că suntem bolnavi, doar ei ne-au scos din comunitate.
Dar pe drum s-au curățit. De ce s-au curățit? Să se preamărească darul lui Dumnezeu și să se schimbe gândirea lor și să se întoarcă cu adevărat spre Dumnezeu. Deci le-a arătat minunea. Dar unul dintre ei, deci iată, unul singur, văzând că s-a vindecat, parcă ceilalți n-au văzut. Toți au văzut. Dar ce s-a întâmplat? În clipa când s-au văzut sănătoși, s-au întors la ale lor. S-au întors, cum spun Sfinții Părinți, ca câinele la bărătură. Și noi știm lucrul acesta și l-am întâlnit foarte categoric și foarte des la noi în creștinism. Unde? La oamenii care după ce s-au spovedit și s-au împărtășit, se întorc cu bună știință la păcat. Iar îl vezi fumând, iar îl vezi înjurând, iar îl vezi beat, iar îl vezi desprânând și toate celelalte. Deci se întoarce omul cu bună știință în păcat. S-a întors acesta cu mare glas, slăvind pe Dumnezeu. Deci îl slăvea pe Dumnezeu fie în rugăciune, deci îi aducea rugăciune de slavă, dar când spune că s-a întors cu mare glas, deci arată că într-adevăr avea o rugăciune foarte puternică. Când spun de rugăciune foarte puternică, vreau ca să înțelegeți ceea ce trebuie înțeles. Nu faptul că dacă vei deschide ferestrele la bloc și vei zbiera tare rugăciunea Tatăl nostru, te aude Dumnezeu din cer. Ci trebuie să o spui la modul cel mai categoric și mai intim în inima ta și să fii atât de atent cu mintea la rugăciune încât Dumnezeu să-ți primească. Pentru că istorioara din Pateric așa spunea. Zice, avo, cum e rugăciunea la Dumnezeu? Zice, omul în fața lui Dumnezeu e ca un copil neputincios. Mama îl trimite să strângă flori și el le smulge cu tot cu iarbă. Venind la mama, îi alege florile și iarba o aruncă. La fel este și rodul rugăciunii. Noi ducem lui Dumnezeu mănunchiuri întregi de rugăciune. Cum le luăm noi? Din ceaslov, din saltire, din cărticică, din acatist, de unde le luăm? Dar Dumnezeu primește numai ceea ce a fost curat. Adică unde noi, într-adevăr, am fost cu mintea la Dumnezeu. Deci, într-adevăr, unde am fost, nu în timpul rugăciunii gândindu-ne ce vom mânca, ce vom face peste o oră, la ce oră va veni tramvaiul, dacă nu a fiert alea pe foc, dacă nu e cumva program frumos la televizor. Deci faci pe fugă să nu-ți încurci celelalte treburi. Așa cum te concentrezi la un film și ești în toată atenția acțiunii să urmărești cu spaimă și cu, să spun, cu emoție în suflet ceea ce se va petrece pe parcursul filmului, așa trebuie să fii la rugăciune. Aceeași emoție și vibrație curată din suflet pentru realitatea că Dumnezeu e în fața ta și tu ești în fața Lui. De ce? El nu stă lângă tine, dar este cu tine în clipa când îl chem. Așa s-a dat puterea glasului omenesc sau rațiunea, puterea cuvântătoare, ca în clipa când omul cheamă pe Dumnezeu, el obligat să vină lângă dânsul. Și tu când te rogi, deja Dumnezeu e lângă tine. Și închipuieți că ai fi în fața unui mare doctor să-ți facă o intervenție chirurgicală și nu știi cum să te porți mai corect. Închipuieți că ești în fața unui procuror care trebuie să-ți facă o dreptate. Nu știi cum să fii mai cuvincios. Închipuieți că ești în fața unui mare înțelept și nu știi cum să te porți să dovedești că într-adevăr îl respecti. Cu atât mai mult în rugăciunea ta să ajungi să-L vezi pe Dumnezeu atât de aproape de tine încât, cum spunea cineva, că nu știi cum să te mai porți ca să nu-L superi. Ei, aia este rugăciunea despre care se vorbește, că slăvea cu glas mare pe Dumnezeu. Și a căzut cu fața la pământ. Iată formă de rugăciune înaltă. Și dacă citim în cărțile de mistică, care mai apar acum și literatură religioasă la tot pasul, veți întâlni oameni care se rugau cu mâinile ridicate la cer, veți întâlni oameni care se rugau cu fața la pământ, sau rugăciunea Vechiului Testament, când știți prea bine și David, când a greșit, s-a pocăit, s-a pus cămașă, cenușă în cap și a căzut cu fața în jos la templu și se ruga la Dumnezeu de iertare. Dar Mântuitorul a apreciat că acesta era samarinean. Iată, a doua oară întâlnim elementul acesta samarinean în pildele Mântuitorului. Un samarinean l-a ridicat pe el, a căzut pe cale. Un samarinean, dacă de data aceasta, vine să-i mulțumească pentru curățirea de lepre. De ce acest lucru din partea unui samarinean și nu din partea unui mozaic? Sau de ce și de data trecută nu un preot sau un levit să-l ridice, sau un diacon al legii vechi, și tocmai un samarinean să-l ridice? Samarineanul este starea de păcătoșenie.
Și toți Sfinții Părinți arată categoric. Și spune și Talase Libianu, spune și Dorotei, spune și Ioan la scară, și Isaac Siru, zice, celui păcătos îi spui să se pocăiască și el se pocăiește, că știe că e păcătos. Dar celui înalt cugetător și mândru cu firea, degeaba îi spui că e păcătos, că el le vede pe toate bune și se vede bun în ochii tuturor. Deci el personal se vede bun în ochii tuturor. Și atunci sigur că automat cade, deci automat cade în ochii lui. Și iată, n-au venit cei nouă să mulțumească, care probabil în clipa când s-au văzut curățiți, puțin i-a mai interesat de unde și cum s-au curățit, ci s-au întors la ale lor, iar acesta mai întâi de toate a lăsat calea și a venit imediat să-l caute pe învățătorul și să-i mulțumească. Deci orice om, în momentul când are o problemă, după aceea mai și mulțumește lui Dumnezeu, mai și mulțumește lui Dumnezeu. Foarte rar se întâmplă lucrul ăsta. De obicei, și biserica unde uneori face un pogorământ mare și spune nectenie, care așteaptă de la tine mare și multă milă. Noi multă și mare milă vrem de la Dumnezeu. Dar noi atâta de mare și multă mulțumire aducem, încât nici nu-i mai mulțumim. Și Iisus a zis, dar nu 10 s-au curățit? Iată întrebarea Mântuitorului evidentă. Nu 10 s-au curățit? Oare numai pentru unul, am vărsat harul peste el? Dar cei 9 unde sunt? Cei 9 s-au răspândit, vă spune unde sunt. S-au răspândit de-a lungul veacurilor, în lumea creștină și în lumea cotidiană de pretutindeni. Și ce fac? Nu fac altceva decât să invidieze, nu fac altceva decât să sape, să încerce să surpe ce? Rugăciunea celui care a mulțumit lui Dumnezeu. Și am zis eu așa, că Mântuitorul și-a pus întrebarea, de ce nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta care este de alt neam? Păgânii, într-adevăr, l-au culit pe Dumnezeu. Într-adevăr, cei care s-au întors la credință după botez și s-au întors cu fapte adevărate, au fost mai măriți și mai lăudați decât cei care au persistat în dreapta credință șovăielnic. Și atunci eu am ales cei 9 leproși să-i categorisim după o anumită problemă sau, să spunem, după un anumit criteriu cu care se confruntă societatea cu ei. Și am spus că unul din leproși s-a împrăștiat și a cuprins și a covârșit, cum se spune, toată legea mozaică. Ce a făcut acesta? A rămas ca un cancer nevindecat în tot neamul jidovesc. Și ce fac? Nu recunosc pe Hristos care s-a răstignit pe cruce pentru păcatele lumii, să le ridice, să le șteargă și să le dea iertare și mai mult decât atât, nici că i-au mulțumit, dar l-au și întărâtat. Zice, sângele lui asupra noastră și a copiilor noștri. Și acum ce fac? Conduc și învârt lumea pe degete, crezându-se ei Dumnezei. Văzându-se vindecați de lepră, ei cred cu adevărat că Dumnezeu le-a dat aceasta ca răsplată. Dar vremea lor n-a venit încă. Deci va veni o vreme, când spune prorocul David în Psalmi, și spune acolo, zice, zidiva Domnul Sionul și risipirile lui Israel va aduna. Deci va veni o vreme când Dumnezeu va lua toiagul, că El așa obișnuiește, cu toiag de fer, certa voi fără de legile tale, și va intra prin tot neamul judevesc și va face o curățenie generală. Și o să înceapă să biciuiască întrâns și de n-o să se vadă bine. Dar până atunci această lepra lor, iată, se întinde ca o racă și economică și politică peste întreaga lume și face să sufere cei care stau cu fața la pământ și dau slavă lui Dumnezeu de puterea rugăciunii și a binefacerilor. Un alt, ca să spunem așa, lepros s-a întins peste popoarele păgâne, deși Scriptura spune, Evanghelia s-a vestit la toate făpturile. Deci, nu există loc sau colțișor pe fața Pământului unde păgânul să nu știe că există Hristos, că există înviere, că există Sfântă Lumină, că există Sfinți, că există Sfințenie, că există Har sau că există Duh Sfânt. Dar continuă în continuare să se răzvrătească ca dracii, așa spune toți Dumnezeii păgânilor, sunt draci, iar Domnul Cerul a făcut, prorocul David în Psalmi, și în clipa aceea, când Dumnezeu va suna trâmbița de judecată, ce va face? Va aduna și popoarele păgâne la judecată și cineva a zis, dar ce-s vinovați că n-au cunoscut pe Dumnezeu? De 10 ori mai vinovați că nu l-au cunoscut. Și îi va întreba, cum ați învățat știința?
Cum ați învățat meșteșugul petrolier, cum ați învățat meșteșugul cărții, cum ați învățat meșteșugul tehnicilor moderne, cum ați învățat meșteșugul electronice, cum ați învățat meșteșugul automatic a calculatoarelor și a bombelor nucleare, n-ați reușit să învățați câteva lucruri esențiale despre Hristos și spune că legea zidirii va fi legea păgânilor care îi va judeca și îi va condamna la moarte. Și soare, și cer, și lună, cum spune Duhul Sfânt în psalmi, cel ce a făcut soarele spre stăpânirea zilei, luna și stelele, spre stăpânirea nopții, munții și apele și așa mai departe. Citiți frumos în Catisma 19, acele de la Poleleu, deci prima stare. Și acolo o să găsiți toată judecata păgânilor la dreptatea lui Dumnezeu când va veni să judece neamurile pământului. Și ei se răzvrătesc cu bună știință asupra lui Dumnezeu și rămân în continuare bolnavi de lepra încăpățânării, fiindcă lepra nu este altceva decât o înfuriere și o încăpățânare drăcească cu care ei țin morțiși că nu există Dumnezeu sau au Dumnezei lor după legea și după mintea lor. Alt lepros s-a băgat și a convertit și a întors pe dos toți ateii. Ce sunt ateii? Sunt un fel de dobitoace cu două picioare care au rațiune dată de Dumnezeu, dar au stâlcit întrânși chipul lui Dumnezeu. Ce au făcut? L-au înnegrit, l-au murdărit, l-au pervertit, l-au călcat în picioare. Deci s-au socotit ei mai sus ca Dumnezeu, iar pe fond materialist și pe fond dialectic au încercat să demonstreze existența lui Dumnezeu din bolovani, să arate că bolovanul poate să ia viață fără să aibă origine, că bolovanul poate să miște fără să aibă un motor, că viața poate să existe fără izvor de viață. Și n-au făcut altceva, au făcut o întreagă gamă de descoperiri științifice care au fost la toate, la rândul lor, răsplătite cu premiul Nobel. Ce înseamnă premiul Nobel? Un premiu care se dă proștilor. Adică, trebuie să înțelegeți lucrul acesta. Între a da premiul Nobel celui mai bun rugător cu rugăciunea lui Iisus și a da premiul Nobel celui mai mare ateu care vine să contrazică faptul că nu există Dumnezeu, e o mare nebunie. N-a spus Dumnezeu. Toți s-au abătut netrebnic, s-au făcut. Și iarăși spune, zice, zis acel nebun în inima sa, nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui când păcătuiește. Deci iată încă o lepră grea de învins. A fost nevoie de 50 de ani de calvar, de sânge de mucenici, de sânge de creștini, de sânge de copii, de sânge de oameni intelectuali, ca să se păstreze o tradiție și o religie creștină și să nu fie distrusă până în rădăcină, pentru că Dumnezeu a spus în Evanghelie, nu te teme, turmă mică, că eu sunt cu tine până la sfârșitul veacului, iar porțile iadului nu te vor birui în veacul veacului. Când au crezut că au strâns praznicele lui Dumnezeu și au intrat cu topoare și cu săcure și întrebând cine ne este nouă Domn, iată că a venit întorsătura și iată cine ne este nouă Domn. Dumnezeu tare, Domn stăpânitor al păcii, căci cu noi este Dumnezeu. Deci iată cine este Domnul ateilor. Iată cine este creatorul ateilor. Ateii sunt idem cu dracii care s-au răzvrătit și au vrut să fie deasupra lui Dumnezeu. Iar dacă se vor întoarce, prin pocăință și prin părere de rău, poate vor avea și timp să mulțumească și să vină ca ceilalți care au fost de alt neam, adică ca samarineanul, și să recunoască greșeala în fața lui Dumnezeu. Deci sunt oamenii, cum le spune prorocul David, deci dobitoace raționale, că s-au asemănat cu dobitoacele fără de minte și s-au alăturat lor, adică să trăiești ca dobitocul, să mănânci ca dobitocul și să mori ca dobitocul. Deci nu există așa ceva când Dumnezeu a lăsat viață veșnică, a lăsat lume veșnică, a lăsat împărăție veșnică, frumuseți veșnice și răsplăți veșnice. Alți leproși sunt necredincioșii. Necredincioșii. Ce sunt necredincioșii? Necredincioșii sunt oamenii care au frică în felul lor de ceva. Adică, cu bună știință păcătuiesc și nu se pocăiesc. Dar în ideea subconștientului lor, ei știu că sunt necredincioși. Și ei ți-o spun în față. Părinte, eu nu sunt credincios. Pe mine nu mă interesează. Zice, eu nu sunt împotrivă, dar nu vreau să știu, nu vreau să cunosc. E într-adevăr o mare diferență între un ateu și un necredincios. Ateul, cel puțin, își ține punctul lui de vedere și caută să te convingă în roaderea conștiinței lui prin tot felul de fapte, poziții, idei,
formule că nu există Dumnezeu. Deci caută cu orice fel să-L nege. Necredinciosul nu spune că nu este, dar nu-i face voia. Deci asta este cel mai greu. Celui ateu îi citești din Biblie și îl pui pe gânduri. Celui necredincios îi citești din Biblie și el râde. Asta e cel mai periculos. Apoi, acești necredincioși, cum spune Psalmul 1, nu așa necredincioși, nu așa, ci ca praful ce îl spulberă vântul de pe fața pământului, că nu vor învia necredincioșii la judecată, nici păcătoși în sfatul dreptilor. Deci aceștia, când vor învia la judecată, vor fi întunecați ca dracii și nu vor învia ca să iau o sândă veșnică prin judecată, ci direct prin faptele lor. Deci vor trece dintr-o moarte trupească la o moarte duhovnicească veșnică. Apoi sunt hulitorii de Dumnezeu. Hulitorii de Dumnezeu sunt mai multe categorii. Sunt sectarii, și aici la sectarii există o problemă și este un remediu într-un punct, și sunt hulitorii de Dumnezeu care, de fapt, deși știu că există Dumnezeu, îl hulesc și îl neagă categoric prin ce? Prin toate faptele rele, fără de săvârșire. Și o spunem față, dacă există Dumnezeu, să vină să-L întreb eu de ce nu-i dreptate pe pământ. Dacă există Dumnezeu, să vină să mă întrebe pe mine, să-i spun eu ce are de făcut. Dacă există Dumnezeu, de ce nu se arată? De ce nu-mi dă cu tare? De ce nu-mi face cu tare? Dar de ce nu-mi rezolvă cu tare? Și fie că înjură de lucruri sfinte, sau cum spunea odată chiar cineva, îmi întreba, zic, când jurați, zice, de tot calendarul, părinte, să nu-mi scape vreun sfânt. Nu-i nimic, zic, și ai să ei plată cu toți dracii, să nu scap cumva de vreun. Deci iată ce este. Hulitorii de Dumnezeu sunt întâi cei care hulesc puterea lui Dumnezeu și sunt cei mai periculoși. Și apoi sectarii, alte lepre sau lupi ai Ortodoxiei, care înghit cadavre slabe și nepregătite și neîncălzite în rugăciune, ăștia sunt cei mai periculoși din două motive. Una, neagă adevărul categoric, deci fac păcate împotriva evidenței lui Dumnezeu, una e Fecioara Maria, ei o văd femeie, unu-i Duhul Sfânt, ei îl văd în felul lor, unu-i Fiul lui Dumnezeu, ei îl înțeleg în felul lor, una e religia creștină și ei o înțeleg în voia lor. Ei, acești sectari, sau aceste segmente de credință, începând de la evoviși, baptiști, penticostali și toate națiile lor de pe fața Pământului care mai sunt, trebuie să știți un singur lucru. Sunt dușmanii direcția lui Dumnezeu. Prin toate faptele lor bune, prin toate lucrările lor bune, n-a făcut dracu altceva decât să le dea în gând să facă bine, să facă milostenie, să facă tot ce trebuie să facă de fațadă ca să corupă și să arate lumii imaginea lor pozitivă, dar de fapt negativistă. De ce? Spune Mântuitorul la un moment dat în Evanghelie, temeți-vă de cei ce ucid sufletul și nu trupul. Trupul este trecător, dar sufletul este veșnic. Ei, și iarăși spunea Mântuitorul, zice, temeți-vă de cei ce ucid și trupul și sufletul. Ei, acești sectari, aceste lepre ale Ortodoxiei sunt mai rele decât toate prin ce? Ăștia vin să ucidă și trupul și sufletul. La trup îți dă mâncare, bani și băutură, iar sufletul ți-l corupe în învățături greșite, ca sub forma binelui temporar tu să te duci de tot în râpă. Pentru că spuneam și altă dată, și iarăși vă repet, fiindcă e vorba de lepră, că asta e lepră pe spinarea bisericii, nu e altceva. Gândiți-vă la un singur lucru. Spune și Apostolul Pavel, Dumnezeu nu s-a împărțit. Fiecare și-a făcut bisericuța lui numai ca să fie șeful ei și să profite de un anumit lucru. Să aibă niște bani, să aibă niște afaceri, să aibă niște relații, să aibă niște înlesniri. Ori Hristos, când i-a pus pe apostol, nu le-a dat aceste funcții disciplinare în biserică sau eclesiale și administrative pentru a se îmbogăți sau să îmbogățească pe cineva, ci le-a spus așa. Toiac și traistă să n-aveți. Unde veți intra în casa, unde veți merge, să ziceți pace case acestea. Acolo să vă spălați, acolo să mâncați, iar de nu vă va primi, ieșiți scuturând praful, plecând în altă cetate. Că vai de casa unde nu vă va primi. Și iarăși spunea Mântuitorul, de nu vă primește pe voi, pe mine nu mă primește. De nu vă ascultă pe voi, pe mine nu mă ascultă și pe Cel ce m-a trimis pe mine. Și eu sunt ușa, nimeni nu intră la Tatăl decât prin Fiul. Dacă Fiul a intrat în lume prin cruce, și a deschis ușa Raiului și a Bisericii prin botez,
De ce vii să o deschizi prin altceva tu, sectar nenorocit? De ce vii tu să o deschizi prin altceva? Vii să o deschizi prin lucruri materiale trecătoare. Vii să o deschizi prin mâncare, prin băutură și cum a apărut mai nou și e foarte periculos și vai de noi ortodoxi că dormim în papucii statului și nu ne punem copiii la muncă și la învățătură, au început să dețină toate funcțiile mari în societate. Sectar șef de cadre, sectar șef de birou, sectar director, sectar medic, sectar inginer, sectar milițian, sectar președinte, sectar primar și așa mai departe. Și în clipa aceea te închini în fața lui fără să vrei. Îți dau da vii la mine, îți dau da faci ca mine. Deci iată ce tactic și gândit lucrează. Iată satana cum se filtrează la omorârea trupului și a sufletului. Deci trebuie să fiți foarte prudenți și foarte atenți și să nu ni se pară că aprinzând o lumânare în biserică am rezolvat totul sau venind și luând o lingură de sfinte taine într-un post, cu asta ne-am numit creștini. Nu! Trebuie să apărăm poziția socială. Deci trebuie să apărăm poziția socială și majoritară a credinței pe care o mărturisim. Trebuie să apărăm poziția tradițională a credinței pe care o mărturisim. Trebuie să apărăm poziția dogmatică a ortodoxiei. Nu să-mi fie rușine să mănânc de post că directorul are 4 facultăți. Moare ca un vierme. Cum calci tu pe un cărăbuș primăvara în luna lui mai și îl strivești tu papuc, așa moare el sub mânia lui Dumnezeu. Și nu scrie pe fruntea lui facultăți, scrie suflet. Scrie slava și fața lui Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră, nu după facultate. După asemănarea noastră. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți că aceasta e lepra cea mai de temut. Și dacă vreți, ca să știți, tineretul cade în plasă, dar nu așa, în masă. Foarte mulți, foarte mulți tineri au luat calea sectelor din două motive. Nu că cred în Dumnezeu. Ei nici nu știu ce fac, nici nu-și dau seama ce gândesc. Zice, am o șansă, măcar îmi dă un serviciu și iau niște bani. Deci iată pentru ce fac lucrul ăsta. Trebuie să învățați, să învețe și să pună mâna pe carte, nu să joace mingea la școală. Trebuie să pună categoric mâna pe carte și să învețe, să prindă funcții în societate, să apere biserica. Pentru că va prinde vremea când o să răspundem la judecată și de acest lucru. Adică cum o mână de venetici rătăciți, americani sau mama dracului occidental, ce sunt ei de nație, oploșindu-se, ajung prin înfierea fiilor lor în funcții mari să corupă o societate întreagă de oameni și să o supună la picioarele lor. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți că biserica mai are și poziția administrativ-socială, nu numai să aprinzi lumânarea și să plângi la poala preotului pentru o moliftă sau o rugăciune. Trebuie să știi să aperi credința pe care o mărturisești. Ori nu ți se cere să dai cu sabia, ți se cere să dai cu capul. Să fii înțelept, să fii diplomat, să fii atent și să știi ce vrei de la viață. Mai departe, peste aceștia nu putem trece noi, trece Dumnezeu. Dar noi putem trece cum? Să-i tocăm cu indiferența. Să-i tocăm cu disprețul. Să-i tocăm cu nepăsarea, cu nebăgarea în seamă. Când vine la ușă, nu trebuie să-l înjuri, nu trebuie să-i vorbești urât. Ce, dragă, vrei să te faci ortodox? A, nu, vrem să vă vorbim de Dumnezeu. Cum să spunem popor, este o vorbă. Vin de gogoș la altă masă, că aici am cumpărat, sunt crude. Sau dacă nu vrei să-i răspunzi nici așa, mai mult decât atât, nu vă supărați, dialogul s-a încheiat. Și îi trântești ușa în nas, dai vizorul și îți vezi de treaba ta. Nu stai la discuție cu ei, nu-l primești în casă, nu-i primești cărți, îi spui, du-te, dragă, dă-le la maculatură dacă vrei bani pe el. Eu nu am nevoie. Avem atâta literatură în biserică și este atâta literatură religioasă. Aveți magazine cu cărți, aveți la biserică să vând cărți. Puteți să vă luați tot ce aveți nevoie. Cine vrea o Biblie de pomană, ăla nu-i creștin. Și eu vă spun de ce nu-i creștin. De ce să o iei de pomană când televizorul tău color costă 400 de mii și pe ele ai putut da, iar pe o Biblie 10 mii sau 20 mii nu poți da. Deci iată o diferență de gândire bolnavă a minții. Îmi cumpăr haina de blană care costă 1,5 milioane sau 2 milioane și nu pot cumpăra o carte de rugăciuni de 5 mii sau de 6 mii sau o candelă de 2 mii sau o iconiță de 1 mie. Deci iată, aici se vede starea
sufletească sau apatia, ca să spunem așa, dacă vreți. Să spun mai departe, ca o spasmofilie a credinței. Deci stă omul într-o lipsă letargică de rugăciune, stă aproape de... în stare anemică de lucrare sufletească, dar nu dă bani pe o carte. Lasă-i deschidă sectarul, ușa să-i o dea de pomană și să-l șotrăvească. Exact cum te-ai duce la medic și durându-te măseaua, el îți face injecții de cap. Sau durându-te piciorul, el îți face injecții de stomac. E același lucru. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți și v-am spus, când vă întâlniți cu sectari sau luați contact cu ei, fiți foarte prompți și categorici. Nu avem ce să discutăm cu voi din două motive. Întâi, voi strângeți toate gunoaiele ortodoxiei, eu spui la modul direct, voi sunteți ego bisericii, pentru că voi adunați toate leprele care biserica le-a respins și nu are nevoie de ele, nu că le urăște, ci pentru că nu vor să facă ale lui Dumnezeu. Iar în al doilea rând, noi nu ne putem depărta de biserică din două motive. Hristos ne este stăpânul și conducătorul, iar sub el episcopul și preotul. Unde vă sunt episcopii voștri, unde vă sunt apostolii voștri, unde vă sunt preoții voștri? Și în clipa când ai să vezi minuni lângă preot și episcop, închină-te că sunt de la Dumnezeu. În clipa când ai să vezi minuni lângă sectar sau lângă iehovist, baptist, penticostal și alți dragi din ăștia fără coarne, fugi și fă-ți cruce cu limba și zi vorba veche din popor. Cruce mare, drag bătrân, să nu ne întâlnim pe drum. Deci trebuie să vă... Nu râdeți că e o prostie, dar râdeți de pomană. Păcătoși și nepocăiți, altă lepra societății. Ce înseamnă păcătoși și nepocăiți? Este starea de lene a poporului sau este masa de consum, cum spunea Părintele Petroniu Tănase, de unde și sectele, de unde și satana își culege adepții. Unul moare chior de bată în șanță, le-a satana. Unul moare spânzurată, le-a satana. Unul moare tăia de trene, le-a satana. Unul să neacă, le-a satana. Unul îi dă altul cu ranga în cap, le-a satana. De ce? Pentru că mor nepocăiți. Iar cei care ajung într-adevăr nepocăiți, ajung cursele sectarilor. Hai bă, nu dormi în șanță, hai la noi că-ți dăm ce-ți trebuie. Ia ca în felul acesta altă lepră în societate și e cea mai periculoasă, să spunem că sectarii dețin o pondere de 10-15%, dar păcătoși și nepocăiți dețin 50% din întregul global al bisericii. Avem creștini care vin la Paști și sfințesc Pasca sau la Iordan și iau aghiazma de bobotează și restul nu-i mai vezi în biserică sau nu-i mai vezi închinându-se. Deci, acești păcătoși nu fac altceva decât să îngreuieze, cum se spune, să îngreuieze biserica cu faptele lor. Să o facă de râs în fața celor care vin și ne ponegresc și umplu ziarele cu tot felul de prostii, vin și umplu ziarele cu tot felul de mizerii, cu tot felul de articole. N-ai voie să faci prozelitism, că-i super. N-ai voie să-i ataci, că-i deranjezi, vai, dar trebuie să avem frăție și dragoste. Dar ei au voie să umple ziarele cu tot felul de mizerii la adresa bisericii. Nu este adevărat. Unde aveți punctul categoric pus pe ei, mușcați-i. Sfântul Ioan Gură de Aur spune clar, la sectar să-i dai peste gură să-i sară dinții, că mâna ți se sfințește. De ce lucrul ăsta? Nu pentru că ai ceva cu el sau călurești, pentru că batjocorește pe Dumnezeu cel viu. Deci trebuie să fiți foarte categorici. Nu este incitare sau revoltă. Nu este baterea câmpilor, cum a spus odată cineva, zice aia, copii vorbesc de Împărăția lui Dumnezeu și habar n-au ce e aia, zice, bat câmpia iurea. Nu scâmpia iurea, frații mei, sunt 12 volume de Viețile Sfinților care arată ce au pătimit Sfinții pentru Hristos. Este o Biblie scrisă de Duhul Sfânt care arată tainele lui Dumnezeu. Este o întreagă gamă de scrieri patristice care le găsiți la Mitropolie prin magazinele care se vând acolo cărți religioase, unde scrie toată lucrarea, opera și viața întreaga Sfinților care au apărat Ortodoxia, cum este azi Atanasul și Chiril, mari apărători a Ortodoxiei. Deci nu sunt câmpi, nu sunt vorbe goale, nu sunt la întâmplare. Nu e adevărat. Nu pot 8.000 de preoți sau 10.000 de preoți cât are România să țină în frâu 22 de milioane de credincioși. Nu au cum. Voi trebuie să fiți cei care să vă țineți de cei 8.000 de preoți. Voi trebuie să fiți cei care trebuie să apărați cele 8.000 sau 10.000 de biserici câte sunt pe întinsul țării, că nu sunt mai multe. Gândiți-vă logic, dacă România are în jur de 3.000 de comune, luate în mare geografic,
hai să spunem să aibă 10.000 de sate și 15.000 de biserici. Ei, ori 15.000 pe lângă 22 de milioane, e o diferență. Afară de schituri și mănăstiri care să spunem că ele și-au rânduiala și mersul lor cu regulile lor, cu rânduielile lor. Dar creștinii, în general, aparțin parohiilor din care fac parte. Ei, voi trebuie să stați strâns în jurul preotului, nu preotul în jurul vostru. Nu poate un păstor să strângă 1.000 de oi căptiate să le adune grămadă, ci oile când văd lupul venind, se apropie de păstor. Dacă păstorul lasă oile și fuge, atunci e înainit, nu-i păstor. Dar atâta timp cât el te sfătuiește bine, stai lângă el și nu te depărta și te duce că te înghite, te papă. Îndoielnici în credință sunt la fel o clasă de oameni care au o lepră sufletească deosebită, deci care îi chinuie, și anume îndoiala, că știți prea bine, deci ca să dau cu un exemplu concret, părinte zice, eu totuși zic că nu-i rău nici la dânsul părinte, uite, fac bine, fac cu tare, fac cu tare, mamă, dacă atât ai învățat în 40 sau 20 sau 30 de ani, du-te la ei. Nu te oprește nimeni. Eu le-am spus-o la toți. Sunteți liberi să vă duceți unde vreți. În clipa când vor veni necredincioși și vor aduce prigoană în biserică și vor omorî toți preoții, vor omorî toți episcopii, vor omorî toți creștinii, dacă un singur creștin va supraviețui, ăla e Biserica lui Hristos. Dacă un singur preot va supraviețui și va face Sfântă Liturghie, acolo e toată dumnezeirea pe pământ. Dacă un singur episcop va supraviețui, acolo e toată împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Harul Duhului Sfânt merge în succesiune. Iar în clipa când nu vor mai fi, să vă dau și această formulă, deci în clipa când necredincioșii sau păgânii sau ateii sau să spunem toți ăștia care s-au lepădat de credința ortodoxă și s-au dus la toate sectele lumii, vor veni să ucidă biserica total din temelie, nici atunci nu se pierde împărăția lui Dumnezeu. Știți de ce? Se împlinește cuvântul din Psalm. Pliniva căderi, zdrobiva capetele multora pe pământ. Deci în clipa când se omoară toți creștinii și nu mai este absolut niciun creștin, triumfă biserica din cer. Ce se întâmplă? Să pun scaunele de judecată, cei 12 apostoli, cetele sfinților și judecă drepții de-a dreapta și păcătoșii de-a stânga. Și vine și ia pe ăștia, vine și ia pe ăștia bogați și care au crezut că omorând toți creștinii de pe pământ au curățat biserica lui Dumnezeu și îi bagă în iad cu grămada ca oile la junghiere. Catisma 7, Psaltirea lui David. Deci oricum Dumnezeu stă deasupra. Deci, oricum, Dumnezeu este Cel care rămâne biruitor. Pentru că El este ziditorul și noi suntem creația. De aceea nu trebuie să ne fie frică ce vom mânca și ce vom bea. Eu am întâlnit oameni năcăjiți, dar vă spun, am întâlnit mai mulți leneși. Am întâlnit mai mulți leneși. Vin și pe la mănăstire și pe stradă, vin și zice, părinte, zice, dă un ban de pomană de o pâine. Îi dai, că e corect să-i dai, e păcat să lași mână întinsă. Mult sau puțin pune-i în mână. Da, eu le mai spun, dar la vară vii la treabă, a, dar ești bolnav, nu pot. A, nu ești bolnav la cerșit, ești bolnav la muncit. Sau vino cel puțin și zic, părinte, am să fac cât pot, sau uite, am să fac cât îmi stă în putere și mă dau să socoți dacă ai nevoie de mine. Avem săraci, dar avem și trândavi. Avem, într-adevăr, mame cu câte o casă de copii care de-abia se descurcă. Acolo merită să mergi să dai cu sacul. Că aia, într-adevăr, e jertfă și aia este, într-adevăr, un erou. Dar unde vezi lenea și trândăvie și nepăsare, îi spuneam odată cuiva, zic, uite, dacă vrei, îți găsesc eu să faci menaj undeva, ca să-ți poți să-ți întreții casa. Dar eu sunt proastă, n-am ce face acasă, îmi pierd vremea cu menajul. Ah, nu vrei să speli la altul sau să ajuți ceva să iei un bar. Stai și mor de foame. Deci nu există îndoielnici în credință, în primul rând, sunt puturoși. De ce? Ei sunt cei ce își pun problema, ce voi mânca sau ce voi bea. Văduva cea mai amărâtă care are o singură găină, vinde un ou și își ia un pahar de apă și o fidee de pâine și tot trăiește. Dar cel puturos se uită la cer și așteaptă să deschidă cerul, să vină pacostea, să scape, că el e o pacoste. Adică să vină rău peste rău. Și ultimile proști despre care vreau să vă vorbesc și trebuie să ne ferim de ei, să fim atenți, sunt superstițioșii sau oameni înșelați. Cine sunt acești superstițioși sau oameni înșelați? Sunt aceste grupușoare sau sunt acele fârmițe de creștini care nu sunt nici cu preotul din parohie, nu sunt nici cu episcopul locului, nu sunt nici cu preotul din enorie, nu sunt nici cu Dumnezeu, nici cu Scriptura, dar nici în afara ei.
Deci sunt oameni care își fac minuni și își fac turmă și își fac șatră de capul lor. Ei, feriți-vă de acest fel de anturaje. Minunile nu se fac decât în biserică. Nu există minune mai mare și mai slăvită prin mâna ticălosului de preot să se poată rupe trupul lui Hristos și să se dea lumii cu lingurița. Nu există minune mai mare să transforme o bucată de pâine și un pahar de vin în sângele și trupul lui Hristos și să hrănești cu el să dai viață lumii. Asta e cea mai mare minune. Restul, vedenii de astea drăcești, că s-a întâmplat aia, că s-a văzut aia, că s-a spus aia, că s-a auzit aia, vino și interpretează-o preotului tău duhovnic. Dacă el crede că e de cuvință să o crezi, el îți va spune, da, dar taci din gură, sau ține-o pentru tine, sau nu o mai spune la nimeni, sau nu o băga în seamă, sau e de la dragi. Dar în clipa când tu ți-a faci adept și devii tu sfântulețul sau sfântuța care ți-ai făcut grămăjoara, ți-ai făcut turmișoara ta și ai luat latura ta, aiurea, feriți-vă că-i păcat. Feriți-vă ca de foc, că ăștia sunt cei mai periculoși. Ăștia sunt primele celule infectate ale Ortodoxiei. De aici se nasc ușor și adventiști, de aici se nasc ușor și iehoviști, de aici se nasc ușor și penticostali, de aici se nasc ușor toate râile Ortodoxiei și ușor, ușor te trezești că ai 100 de învățători, ai 100 de minuni și un singur Dumnezeu. Ori Dumnezeu este Cel ce face minuni, nu spunem prochimenul mare. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care le faci minuni. Sau toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ. Deci, vedeți, nu vă mai lăsați înșelați și nu vă mai lăsați purtați și când spun că înșelătorii și superstițioșii nu sunt alții, că aici am scăpat și acum mi-am revenit în sine, superstițioșii și înșelătorii nu sunt alții decât dracii ăștia care vă bag în cap prostii cu bioenergie și v-am vorbit de bioenergie, nu repet a doua oară, fiind tu păcătos și ticălos, având energii, sigur că negative vor fi asupra cuile lași, că negative și tu sufletește. Sunt spiritiștii, sunt vrăjitorii, sunt ăștia ce caută în cărți, sunt ăștia ce caută în cafea. Eu o spovedesc, îi dau canon, o împărtășesc și ea vine la o săptămână și îmi spune, păi m-am dus totuși să văd ce îmi spune în cafea. Te-ai dus la dracu, nu te-ai dus în altă parte. Ori îl iei pe dracu de mână și dansezi cu el, ori îi faci voia și îi accepți prostiile, e același lucru, frate. Deci țineți minte, degeaba vi se pare o glumă sau o ștergeți ușor, las că mă dezleagă duhovnicul la spovedit. E foarte, 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 foarte mare păcat. Arată clar pravila bisericii, cine se duce la superstiții sau la înșelătorii de genul ăsta, este ca și cel ce a făcut crimă. 15 ani să ia gheazmă mamă. Și voi mai veniți și mai spuneți, că eu știu cum sunt oamenii la spovedit, rușinea, frica, te face să mizezi păcatul și să-l îmbrobodești. A, părinte, nu prea am dat importanță, dar hai să-mi caute să văd. E de ajuns. Ai căzut de la superstițios și ai trecut la îndoielnici. De fapt, știi, nu te-a interesat, dar totuși ai vrut să vezi ce spune. Păi ori cred curat în Dumnezeu și mă tem de Dumnezeu, ori îl las pe El să mă spânzure mâine, că așa hotărăște El și nu-mi folosește cu nimic, vreau să pun o întrebare. Dar asta să vă puneți singur în sufletele voastre. Mergi la vrăjitor, la descântător sau unde te duci tu și îți spune că mâine mor. Ce poți să faci în plus? După ce ai aflat, poți să faci ceva, nu poți să faci nimic. Îți spune că mâine te va tăia trenul. Să spunem că tu te ferești să nu te taie trenul și te calcă o mașină. Sau dacă nu te-a călcat o mașină, îți dă unul cu bara în cap. Și tot mori, că așa vrea Dumnezeu în ziua aia să nu mai fii tu. Ce poți tu să faci în plus? Nu-i mai bine să împlinești cuvântul Scripturii și să spui acea rugăciune? Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Adică să ne ferească Dumnezeu de pasul cel rău. Unii au întârziat la tren și au scăpat de o pedeapsă. Altul a scăpat un autobuz și a scăpat de un accident. Altul a scăpat într-o zi și nu s-a întâlnit cu cineva și a scăpat de alte cumpăne. Dumnezeu le întortochează și le rânduiește într-așa fel, toate să meargă spre binele omului. Nu există Dumnezeu care să facă rău omenirii. Nu există Dumnezeu care să-l lasă pe om bolnav de lepră. Nu există om care să-l lasă pe om bolnav, Dumnezeu să-l lasă pe om bolnav sufletește. Dar există oameni bolnavi care fug de Dumnezeu. Există oameni bolnavi care îl urăsc pe Dumnezeu.
Există oameni bolnavi care nu îl înțeleg pe Dumnezeu. Există oameni bolnavi care nu vor să-L vadă pe Dumnezeu sau să-L simtă. Ăia-s cei mai greu de câștigat. Pentru că biserica nu-i mulțumită prin faptul că vin 200 de oameni în biserică, au aprins lumânări, s-a cântat liturghia, tra-la-la și s-a terminat. Nu! Biserica va răspunde în ziua judecății și dacă nu știți, vă spun eu de la Sfântul Ioan Gură de Aur, de fiecare fiu al ei în parte. În nenorie sunt 3.000 de credincioși. Voi neglijați și treceți, să spunem, pe lângă biserică și nici măcar crucea nu o faceți, nu pentru parea în picioare sau acoperiș, pentru Hristos ce stă viu pe Sfânta Masă veșnică. Și neglijați, dar preotul care vă are în primire răspunde în ziua judecății de ce? De tot sufletul botezat și cununat de el, de tot sufletul spovedit și împărtășit de el, de tot sufletul îngropat sau dezlegat de păcate de mâna lui. Și nu-i chiar așa ușor, să nu crezi că dacă te-ai dus la sectă, ți-ai făcut rău ție. Faci rău mamei tale, tatălui tău, fraților tăi și surorilor tale. Și să vă mai dau și o pildă, să o știți și pe asta. Stă un păcătos în iad. Și din neamul lui cel viu, unul se duce la sectă. Ăla devine hulitor de Dumnezeu. Cu cât va huli mai mult pe Dumnezeu ăla viu de pe pământ, cu atâta se va munci mai greu cel din iad. De ce? Pentru că glasul conștiinței și cuvântul lui Dumnezeu îi va spune, iată roadele credinței tale, spuneai că stai în foc pe nedrept, uite ce-ți fac urmașă. Și iată cum se răsfrânge păcatele copiilor pe părinți și ale părinților pe copii. Sau un alt lucru, tu ești viu, ăia stau în iad nepocăiți, că n-au apucat, au murit nepregătiți. Tu nu i-ai prins o lumânare sau să-i faci un parastas sau să-i dai o pâine de pomană. Și ăla se chinuie acolo și Dumnezeu îi râde în nas. Nu îi râde din ură, din dreptate. Uite, de ce nu te pomenesc? De ce nu te scot? De ce nu-ți dau de pomană? De ce nu se roagă pentru tine? Așa i-ai învățat, așa i-ai. Și ia că acum merge păcatul, are și urcuș și coborâș. Și tu mori la rândul rău tot așa sub blestemul părinților tăi, copiii tăi vor muri sub blestemul tău, copiii copiilor tăi vor muri sub blestemul copiilor tăi și tot așa din neam în neam. De-aia molifta și taina spovedanie, de-aia dezlegarea arhierească, dezlegarea preoțească s-au pus în pomelnic. Nu s-au pus în molifelnic. Nu ca să trecem noi nepăsători peste ele. Ați văzut că la fiecare spovedanie în post, când se face molifta, se citește și rugăciunea de dezlegare de blestem sau pe sine sau blestemat. De ce? Tocmai la modul categoric ca să nu rămână asupra oamenilor păcate. De-aia sunt povățuiți pe calea învățăturii. Și plus de asta, ortodoxia asta, așa cum este ea, pare săracă, pare neputincioasă, pare ticăloasă. Pare amărâtă, pare călcată în picioare, pare zdrobită, pare luată înainte, pare mânată de vânt. Nu e adevărat. Are niște temelii atât de solide și are niște puteri de susținere pe fața pământului, că nu le clatină nici cele mai grele stihii. Că zice casa care e pusă pe piatră să bată vântul și apa și nici de cum nu o va clinti. De ce? Stă Dumnezeu care să uite. Și când corabia umbla să se cufunde, a ieșit și a potolit valurile. Așa va face Dumnezeu și cu gurile rele și cu valurile rele ce vin peste biserică. Dacă noi ne rugăm și trezim învățătorile scoală că pierim, în clipa aceea valurile se liniștează. De ce? Că aude Dumnezeu. Și în clipa când aude, El își întoarce fața la noi. Dar dacă noi nu ne întoarcem fața la El, ăștia sunt leproșe de astăzi. Și dacă mai vreți leproși, vă spun eu. Desfrânarea e tot o lepră, țigara e tot o lepră, băutura în exces e tot o lepră, concubinajul e tot o lepră, mituiala sau iubirea de argint, hoție organizată, cum se spune, că nu mai ții cont că e sărac sau e bogat și îl jupești când îți pică, e tot o lepră, avorturile sunt tot o lepră, furtul e tot o lepră, cu unii au întrebat, și părinte, eu mai fur de la stat. Dom'le, fură de unde nu super pe nimeni, dar mai bine nu fura. Sau să ai dreapta socoteală, cel puțin. Pentru că unii fură până în coate. Altul pune numai vârful degetului. Aha, și nu e o diferență. Dar mai mult decât atât, lepra care se întinde categoric în secolul 20 și întrebarea finală este aceasta, ce vom face în secolul 21, este necredința. Asta e lepra care bântuie. Ce vom face în secolul 21 cu bisericele? Le vom dărâma sau le vom păstra?
le vom susține să existe pentru îngroparea în continuarea moșilor și strămoșilor noștri sau le vom șterge de pe fața pământului că nu mai avem nevoie de Dumnezeu? Asta e întrebarea care să vă puneți și să dați singur răspunsul celor din familie și celor ce se nasc și se vor mai naște. Băieți, păstrați biserica. Băieți, să credeți în Dumnezeu. Băieți, lăsați rocul, lăsați discoteca, lăsați prostiile aduse din Occident. Sunt gunoaie drăcești. Ca să știți, de asta s-a supărat Dumnezeu. Nu că se îmbracă fata națională. S-a supărat Dumnezeu pentru că se îmbracă fata bărbătește. Nu s-a supărat Dumnezeu că joci joc popular, că e tradiția poporului. S-a supărat că sare în sus ca dracu. Dacă Dumnezeu ți-ar lua mintea și te-ai zdihui exact ca un îndrăcit, atunci nu ți-ar conveni, dar așa te duci și dai și bani. Și v-am spus, pentru mine rămâne o enigmă. Ce ar fi fost dacă Dumnezeu ar fi rânduit toate urgiile de acum, de la sfârșit de veac, mai în urmă cu 200 de ani? Oare mai eram astăzi? Fiecare domnitor construia o biserică. Fiecare boier și mare dregător făcea o mănăstire. Făcea un locaj de cult. Făcea o ctitorie. Ce lăsăm noi în urmă? Ce lăsăm în urmă? Să vede că erau vindecați de lepră. De ce? Slujeau preoților și bisericii. Slujeau preoților și bisericii. Deci în clipa când cei mari sunt în slujba bisericii și veghează mersul bisericii și toate merg bine și Dumnezeu își trimite binecuvântarea peste neam, peste țară, peste om, peste sat, peste apă, peste masă, peste casă. De aia se spune rugăciunea aia de la 151 din Molitfelnic. Blagoslovește și casa, și masă, și sufletul, și mintea, și bugetul, și toate celelalte. Deci Dumnezeu să vină să blagoslovească, că dacă și ia mâna de la noi, vai de noi. Voi nu vedeți că secolul 20 duce numai la haos? Nu-i pâine, nu-i servici, nu-i una, nu-i alta, dar de ce? Nu-i credință. Nu-i credință, că dacă ar fi credință, Dumnezeu le rânduiește. Ați văzut, are de unde da, are și de unde lua. Are de unde ne ierta, are și de unde ne pedepsi. Dar dacă vom fi cu luarea minte și vom fi atenți la generația care se ridică și vom fi cu ochii pe ea și o vom supraveghea frumos, și o vom crește frumos, să fiți siguri că veți avea bătrâneți liniștiți. Ăștia de azi mai au parte de azi zile. Știți de ce? Că le-ați făcut voi. Dar cei de după voi nu cred că vă vor face azi zile. S-ar putea să vă facă direct morminte. Așa era la iudei. Când nu mai aveau ce face cu un bătrân, îl lăsa în părăsire și murea și îl ducea și îl îngropa. Așa era legea pe atunci. Ei, să nu ajungem până acolo. Să ajungem să ne bucurăm măcar de roadele copiilor noștri, dacă nu de ale nepoților. Trebuie să fim categorici în credință, pentru că fără iubirea în Dumnezeu, totul se duce de râpă. Fără credință, totul se duce de râpă. Și mai mult, să țineți minte, nu confundăm biserica cu individul. Aveți tot timpul tendința de a arăta, ăla face așa, ăla face așa. Foarte bine, n-aveți decât să judecați, fiecare și-a plata lui. Dar vă întreb un lucru. Ați văzut vreodată pe Dumnezeu beat în șanț? Nu. L-ați văzut pe Dumnezeu cu țigara în gură? Nu. L-ați văzut pe Dumnezeu beat în cârciumă? Nu. L-ați văzut furând? Nu. Dacă Dumnezeu e drept, înseamnă că El e dreptarul cel care trebuie să ne luăm după El. Noi nu ne luăm pildă oameni ca noi. Noi ne luăm pildă sfinții care nu mai pot greși niciodată. Iar pentru cei care cred că morala creștină e o apă de ploaie, că așa a și spus cineva odată, ce ai băi, ce asta e apă de ploaie. Ei, fraților, îmbătați-vă cu vodcă. Cei proști vor rămâne cu apă de ploaie. Și vom vedea cine râde la urmă, că acela râde mai bine. Deci să dea Dumnezeu în clipa când ne vom săvârși din viață sau ne vom întâlni cu Dumnezeu, să nu ne întrebe cei din urmă unde sunt, că pe toți i-am botezat și i-am curățit. Și să fie binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Amin.